Până la data de 25 septembrie, elevii botoșaneni trebuie să depună la Casa Județeană de Pensii o adeverință eliberată de instituția de învățământ la care urmează cursurile, iar studenții, în primă fază, o declarație pe propria răspundere, prin care să confirme faptul că vor aduce adeverința de student până la data de 25 octombrie. Datorită modificărilor survenite în calendarul de plată a pensiilor și pentru a preîntâmpina suspendarea drepturilor de plată la pensionari urmași, studenți și elevi cu vârste de peste 16 ani, le solicităm acestora dovada continuării studiilor. Respectiv pentru elevi, prezentarea adeverinței de studii în original până la data de 25 septembrie, iar pentru studenți au obligativitatea să completeze o declarație pe proprie răspundere și să prezinte până la data de 25 octombrie adeverința de student. Modelul declarației poate fi descărcat de pe site-ul instituției, se completează și se trimite prin e-mail sau fax sau poate fi depus la sediul instituției. Declarația pe proprie răspundere se poate descărca de pe site-ul instituției pensiibotosani.ro completată și să o trimită ori prin messenger, fax sau e-mail către noi sau să o prezinte personal. Cei care nu vor prezenta documentele cerute până la termenul impus, li se va reține pensia de urmaș pe luna octombrie. La nivelul județului Botoșani sunt 1156 de beneficiari cu pensie de urmași.